Băsescu va intra în istoria modernă a Republicii Moldova ca persoana care a fost cetățean pe perioada cea mai scurtă de timp, câteva luni. În toamnă acest decret va fi anulat. După alegerile prezidențiale, eu sunt ferm convins că acest decret va fi anulat. Dar un moment destul de interesant. Băsescu, care este cel mai mare unionist, a jurat pe Constituția Republicii Moldova și dorește stabilitate și statalitate moldovenilor? Chiar vreau să o văd și pe asta. Mai mult ca atât. Noi avem informații veridică și sper că în timp apropiat o să o primesc și o să o fac public. Că toate avizele au fost negative din partea instituțiilor care trebuiau să se expună vis-a-vis de cetățenia lui Băsescu. Dar nu nimic. Nu reușește el nici la anul nou să ajungă cetățenia asta. O să meargă înapoi doar în... Poate încearcă și crede că o să ascundă în Moldova de dosarele penale din partea dreaptă a Prutului. Nu o să reușească. Asta și ce.